în care va fi Sorin și din nou Dan. Și masa de prânz o să fie undeva spre ora 1. Nu uitați de întrebări, probabil și la partea aceasta se vor mai ridica alte întrebări. Dan a început să strângă bilețelele și să îndrăzniți să puneți întrebări. Foarte bine. Cum a început Sandu? El a spus că are emoții sau că n-are emoții? Că n-are emoții. Ok. Eu nu știu ce să zic. Mi-a părut rău după ce a terminat Sandu că n-am putut să mă duc imediat la el să-l iau în brațe și să-i mulțumesc pentru mărturia lui. Pot să confirm împreună cu el, pot să spun împreună cu el că vedem în viața lui, noi prietenii lui, vedem o viață transformată. Eu sunt Sorin Pantilimon, sunt prieten foarte bun cu Dan, cu Emi, cu Manu. M-am născut în Târgoviște și am mers în biserica din Târgoviște de 3 ani de zile, însă după ce m-am căsătorit, m-am mutat în Lazuri. Sunt din Lazuri, la 5 km de Târgoviște. Am auzit în prima parte lucruri care pentru mine sunt zguduitoare și ca o concluzie a ceea ce a spus Dan, aș putea să spun că trăim într-o generație în care trebuie să luptăm. Am auzit săptămâna asta mărturia unui pastor care povestea de un om bătrân din biserica lui. Avea 78 de ani și pe patul de spital, înainte să moară, este vizitat de către pastorul, de către fratele în vârstă din biserica lui și fratele îl întreabă, ești gata să mergi în cer? Și fratele spune, abia vorbim, pentru că era susținut în viață de aparatura medicală, spune, mi-am pus toată încrederea în Harul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să știi, frate, că n-am reușit să biruiesc păcatul pornografiei. La care fratele pastor a fost de-a dreptul șocat, pentru că îl cunoștea de ani de zile. Aș vrea să deschidem Scriptura în această dimineață și să vedem ce are Scriptura de spus în această privință. Cum trebuie să abordăm această luptă? Apostolul Pavel, sau autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 12, versetul 14, spune urmăriți pacea cu toții și, atenție, spune sfințirea. De foarte multe ori am spus versetul ăsta altfel, urmăriți sfințenia. Versetul ăsta spune urmăriți sfințirea. Sfințenia este o stare, sfințirea este un proces. Urmăriți sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prin lumina acestui verset putem spune că dacă în viața noastră nu se vede o separare, dacă în viața noastră cei din jurul nostru nu pot să vadă o viață diferită. Asta înseamnă că nu-L căutăm pe Dumnezeu. Și s-ar putea ca în joc să nu fie reputația noastră, s-ar putea ca în joc să fie mântuirea noastră. Domnul Iisus Hristos, Dan a spus mai devreme, în Evanghelia după Matei, în predica de pe munte, este foarte categoric când spune dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai eu și leapă-te de la tine. Cu toții știm că Domnul Iisus Hristos vorbește aici într-un mod figurat. Ce vrea să spună este îndepărtează, fugi, stai cât mai departe de tot ceea ce te îndepărtează de sfințenia lui Dumnezeu. O să ne îndreptăm în această dimineață către un text din Cartea Proverbelor, la capitolul 5. Dar înainte de asta vreau să mă întorc puțin la exemplul bătrânului care am